11% всего населения страдает от различных фобий. Самая популярная фобия – это боязнь высоты. Как все люди, звезды тоже чего-то боятся. К примеру, Каризма умирает от страха, когда выключается свет. О, да, мне чуфан. Да, мне сантеплаться прийти сингура каса. Евентуально, я трекута до вяца в вяца окилор. Mi-am imaginat toate imaginile scârboase care le-am văzut în filmele de groază. Stai seama, pentru că, normal, atunci nu poți să te gândești că doar s-a stins lumina. Nu, te gândești că este cineva care ți-a stins lumina special și vine să te omoare. Atunci când eram în pereche, dormeam în întuneric. Nu aveam frică pentru că aveam bărbat. Iar acum dorm deja cu lumina aprinsă. И Кристина Крейтору боится крыс. Eram la bunica și am intrat acolo. Știi cum ne sunt găinile? Și am intrat și era un șoboam mare, dar eu în viața mea nu am văzut așa. Era undeva așa și eu m-am speriat și am fugit, sigur. Nu că m-aș teme, dar mi-e foarte neplăcut. Diana Rataru, кроме змей, боится измен. Să nu fiu înșelată, dragă. Eu cred că aș ierta dacă aș fi înșelată, pentru că din dragoste ești în stare de multe. Eu cred că aș înșela doar din răzbunare. Не только женщины боятся, но и мужчины. К примеру, Борис Коваль. Нет, единственное, вот я не люблю есть креветки. А все остальное нормально. Люблю есть и не боюсь ничего.